Avocatul Simonei Halep, Howard Jacob, s-a făcut public suma pe care Iti a plătit-o pentru a o distruge pe Simo. Agenția a cheltuit în jur de 2 milioane de dolari în acest proces. Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenția Internațională pentru Integritate în tenis. La începutul lunii martie, ETA s-a redus suspendarea la 9 luni, pe lângă faptul că Halep va juca la masters de la Miami, unde a primit wildcard. Simona va reveni în echipa de Billy Jean Cup a României, care are meci cu Ucraina, în barajul pentru calificarea la turneul final. Simona Halep n-a mai jucat pentru România din 2019, de la semifinala cu Franța.